Aici sunt, ia să vă arăt că mi-ați cerut să vă arăt cum arată aici la noi la baie și ia uitați-vă unde ce am lucrat eu cu motanela aici. Motanela a început de aici, din partea asta, așa, cam până pe aici, așa, în dreptul ăsta. Și de aici încolo am făcut eu. Și am astupat și pe aici pe lângă și acolo în spate la dulăpiorul ăla. Am șters și sertărașele astea. Așa. Da, bineînțeles că am pus aici pe oglindă niște chestii de astea așa frumoase. Așa și o să facem și ușa, că ușa nu se mai arate așa. Așa am pus desene acolo și o să mă apuc să fac pe jos, că uite cum arată. Chiar am aici plăcuțele, mâine mă apuc să pun pe jos și să îmbrac și cada. Și cam așa arată la noi în baie, vă place? Astea nu le-am mai dat jos, le-am lăsat așa că nu se mai pot dezlipi, foarte greu de dezlipi. Și astea ce le-am pus se dezlipesc greu. Rămâne o chestie albicioasă așa, chiar și pe mâini. Uite că mai sunt aici prin cadă de la ele, ceva de genul ăsta. A, ne-am pus o chestie de asta ca să nu alunecăm când ne facem duș. Și rămâne o spumă din asta care e foarte greu de dai jos. Eu zic că a ieșit destul de bine, ha? Pentru cineva care nu are experiență în amenajări. Cum aș fi eu și cu Motănel, nu avem experiență în amenajări. Zic că a ieșit foarte bine. Așa, ia uite. Ce frumos arată și se potrivește și prosopelul, portocaliu, așa. Astea sunt ca să ne spălăm pe spate. Așa, da. Deci, mai am aici, uite, mi-am pregătit front de lucru pentru mâine. Și să fac dau un pic cu mătura pe aici, scutur covorașele astea. Fac un pic de curățenie înainte de a le pune pe astea. Și pe urmă mi-au dat socrii mei o scară să mă urc pe ea. Acum eu nu știu ce să zic cu scara aia. Am așa oarecare teamă. Dar o să încerc să văd că mai trebuie să punem pe aici, așa, uite cum arată. Uite, spre exemplu, cum arată acolo, așa, vrem să lipim și de-aia zic că îmi trebuie scară, că n-am cum altfel. Dar ce să fac? O să mă urc până la urmă, asta e. Mai cu grijă, așa, văd eu. Pereții ăștia care sunt mai pe lângă ușă, o să-i pun mai ușor. Dar nu știu cum o să fac aici, că e mașina de spălat și... Da. O să fie un pic cam greu în zona asta. Aici. Și sus tavanul. Apoi nu știu cât de înaltă e scărița. Asta e scărița pe care se presupune că ar trebui să mă urc eu, ha? Ci că se desface, dar eu știu. Sper să mă țină. Nu știu, nu m-am urcat pe ea. E prima dată când încerc. Sper să mă țină, eu știu. Mai scăriță. Da. Ca să ne împrietenim așa un pic. Bine. Bye bye.